În această seară, începând cu orele 21:30, CS Turnu Severin va întâlni în deplasare, într-un joc din etapa 6 a Ligii 1, Gaz Metan Mediaș. Va fi o nouă partidă dificilă pentru fotbaliștii lui Marian Bondrea, care speră într-un rezultat bun. Cu gândul la Liga 1 însă, să nu uităm că în curând se va da startul și în competițiile de juniori, la care CS Turnu Severin este obligată după regulament să participe. Juniorii lui CS Turnu Severin se pregătesc pe stadionul numai pentru debutul în campionatul juniorilor republicani. Săptămâna cealaltă sunt programați la viza medicală, iar astăzi le facem acte la Federația Română de Fotbal în ceea ce privește transferurile. Cu gândul la un rezultat bun la media, să nu uităm și schimbul de mâine al fotbalului severinean, căruia, cel puțin în ceasul al 12-lea, poate îi se va acorda importanța pe care o merită. Începând de sâmbătă, sala polivalentă găzduiește întrecerile campionatelor balcanice de judo pentru juniori și cadeți, competiții la care participă sportivi din 9 țări. 24-26 august, la Drobeta Turnu Severin, se vor desfășura campionatele balcanice pentru juniori și cadeți, încă o ediție după cea care a fost în 2008, tot la Drobeta Turnu Severin. Avem musafiri cele 8 țări care se află în Balcani, plus țara gazdă, România, cea de-a noua țară balcanică. Așteptăm o comportare frumoasă și medalii, desigur, foarte multe și strălucitoare a componenților români. Sperăm la o organizare și încercăm să facem totul ca să se simtă musafirii noștri să se simtă bine, ca să mai revină la Drobeta Turnu Severin. Pentru acest concurs, judoca pregătiți de Gicu Vasilan și Lena Sterea au obiective clare. CSM Drobeta Turnu Severin are în concurs doi sportivi, unul masculin, unul feminin. Ambii sunt foarte tineri, sunt primul an de juniori, nu au obiectiv de medalie, ci doar de participare. Competiția va debuta sâmbătă la orele 10 în sala polivalentă. După întâlnirea cu delegații echipelor din ligile a 4-a și a 5-a, care doresc să participe la competițiile din acest sezon, Asociația Județeană de Fotbal Mehedin speră într-un salt calitativ al acestui sport în județul nostru. Eu zic că la Liga 4, spre deosebire de anul trecut, când am început cu 19 echipe, cert avem 14 echipe, sperăm să nu mai pierdem pe traseu și regulamentul Federației de Fotbal spune că trebuie să avem minim 12, altfel va fi nevoie să facem două tururi, două retururi și la Liga a 5-a 18-20 de echipe. Bineînțeles că și noi am lăsat taxele și vizele la valoarea anilor anterior, tocmai pentru a veni sprijinul echipelor. Asociația Județeană de Fotbal mizează pe un sprijin mult mai mare și al comunităților locale. Se pare că avem ceva semnale și pentru ceva echipe noi, dar până mâine și, bineînțeles, luni, nu putem ști exact cum o întrage linie și vom vedea exact cu cine plecăm la drum. Din păcate și în acest an, capitala de județ lipsește cu desăvârșire la capitolul echipe cu șanse reale la promovare. Se află în plină desfășurare la Orșova campionatele naționale de junior la canotaj, competiția majoră a federației la această categorie de vârstă. Se vor decerna titlurile de campion național la junior 1 și la competiție participă și sportivii care s-au întors de la campionatele mondiale de la Plovdiv cu 9 medalii pentru România, printre ei și câțiva sportivi orșoveni care au reușit și ei să-și aducă contribuția la realizarea acestui obiectiv îndrăzneț al canotajului românesc la nivelul juniorilor.